Spectacolul Capra cu trei ies s-a adresat în primul rând copiilor care au fost încântați de felul în care a fost adaptat textul lui Creangă. După ce mă întorc, o să mă duc la și caprele au talent. Pot să am nădejde în voi? Să n-ai nicio grijă, mămucă. Foarte frumoasă. Ce ai înțeles tu din ea? Am înțeles că capra a fost bună și le-a spus copiilor să fie cu minți, dar e dulce, mijlociu și al mare nu au fost. Nu trebuie să dai drumul la străini în casă. Teatrul de umbre a fost pus în scenă pentru prima dată la Severin. Ideea îi aparține lui Valentin Vasilescu. O să continuăm, o să facem un proiect cu oameni mari și copii, cu actori, cu texte. În spatele umbrelor s-au aflat Manuela Vasilescu, Adriana Mălăin, Andrada Crețu și Victor Neacșu, regizor Valentin Vasilescu. Nu știu cum am descurcat, este prima oară când am învățat, în două repetiții am făcut mari și late și am învățat să mânuim personajele. Am încercat să intrăm așa și să facem altceva în acest teatru de umbre, care până la urmă îți transmite starea. Munca fizică, dacă vrei, este că trebuie să stai cu mâinile ridicate non-stop și faci febră. Am avut și copii, ați văzut? Copii care s-au descurcat foarte bine pentru prima oară. A fost pentru prima oară și pentru noi, cei mari, să jucăm într-un astfel de spectacol de umbre. Noi suntem trei iezi și stăm acasă singuri, iar când vine lupul, noi trebuie să ne ascundem, dar pe mine lupul m-a găsit și am fost mâncat. Eu sunt Ieduțul, adică cel mic, și prima oară capra părăsește casa, vine lupul, mănâncă frații. Regizorul și actorii au promis că vor mai rejuca spectacolul pe parcursul acestui an.